Dragoș Ștefănescu Bătrașcu, Imago Mundi la Cluj. Tocmai s-a terminat un concert absolut extraordinar. Felicitări! Cum ați ajuns la această idee de George Enescu, Imago Mundi, folclor? Am plecat de la ideea de a-l omagia pe George Enescu și rolul meu a fost să creez o muzică pentru acest proiect. Dumneavoastră ați compus întreaga muzică? Unele sunt compuse, plecând de la temele pe care și Enescu le-a folosit în rapsodiile române. Altele sunt aranjamente, teme folclorice pe care le-am aranjat pentru ansamblul nostru. De un fel destul de brut, ca să se semene cumva cu o muzică folclorică arhaică. Da, de unde această idee de Imago Mundi și stilul ăsta, care, iată, a prins foarte bine și prinde foarte bine? Este un succes pe care l-aveți în al 10-lea și ultimul oraș, Clujul, astăzi. Ați mai avut 9 orașe în spate, nu? Peste tot cu un succes extraordinar. De ce credeți că este atât de atractivă, de atât de atrăgătoară acest gen de mult? Cred că totul vine, pe de-o parte, de la îmbinarea dintre stiluri. Stilul folcloric cu stilul clasic. E un melanj foarte interesant, zic eu. Pe de altă parte, melanjul de instrumente. Instrumente tradiționale în partea asta. Puteți să-l și descrieți, da, pentru cei care l-au văzut. Este un frame drum, un instrument oriental care emite sunete grave. Eu am cântat la cobză. Și la chitară clasică. Da, dar cobza este exponenta instrumentelor cu coarde ciupite din Telanei, deci, da, din folclorul nostru. Absolut. Un instrument care a cam dispărut, din păcate. A fost, de-a lungul timpului, a fost înlocuit cu țambala. Da. Care sună mai tare. E adevărat. Da. Și, deci, instrumente folclorice combinate cu instrumentele orchestrei sinfonice, instrumentele clasice. Violoncel, ați avut vioară, flaut, oboi. Oboi, iată. Da. Da. Totul într-o combinație unică, am putea spune. Este unică, da. Știți că noi am plecat, de fapt, de la a cânta muzică medievală, acum foarte mulți ani în urmă. Da. Și poate că se mai și aud un pic anumite influențe. Da. Ceea ce e foarte frumos. Muzică medievală, da. Și atunci aveam succes. Veți scoate un album, am înțeles? A fost editat de editura Casa Radio. Da. Și este un album din concert. Am avut exact acest recital, l-am avut la radio, la București. Vă gândiți la un album nou acum? La lucrări noi? Da, la... da. Deja suntem în repetiții cu un proiect dedicat lui Brâncuș. De ce tocmai Brâncuș? Este, de asemenea, anul acesta. Frumos. Când îl scoateți? Păi primul concert îl vom avea la Berlin, pe la Berlin. 4 decembrie. Și cred că în decursul anului viitor o să iasă și albumul. Mult succes, toate bune și să auzim numai de bine. Mulțumesc.